v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit și astăzi să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Dacă ar fi să invitați un om care să vă transmită experiențe cu Dumnezeu de pe calea aceasta frumoasă a credinței, pe cine ați alege? Sigur, sunt câteva nume, iar între aceste nume se află și Nicu Butoi, pastorul Nicu Butoi. Bine ați venit la emisiunea Jurnal de Credință. Pentru că astăzi este o întâlnire specială. Ne plac foarte mult experiențele cu Dumnezeu. Oare de ce ne plac? Și mie îmi plac foarte mult, pentru că Domnul însuși a urzit toată lucrarea lui publică pe astfel de lucruri, pe parabole sau pe exemple vii, vindecarea cuiva sau, de exemplu, un om ceva. Nu învață nimeni mai bine decât pe această cale. Dacă era o altă cale, o alegea Domnul pe aceea. Imaginează-ți că am întâlnit recent oameni de la Râmnicu Sărat, unde am fost în urmă cu aproape 35 de ani și am predicat. Și unul dintre ei mi-a spus, zice, vă amintiți când ați fost la noi? Zic, da, dar nu mai știu. Știți când ne-ați spus de omul ăla atunci care... Deci după atâta timp a supraviețuit experiența. Există însă o problemă când vorbim despre experiența. Unii sunt sceptici și spun, sunt subiective. Uh-huh. Alții sunt atât de departe de astfel de trăiri, încât dacă îi întrebi care este ultima ta experiență cu Dumnezeu, stau îndelung, se gândesc și eventual își amintesc ceva din copilărie, de undeva din momentul în care i-au spus da lui Dumnezeu. Dar dacă îi întrebi cea mai recentă, mulți au dificultatea aceasta de a găsi. Până la urmă, ce este experiența cu Dumnezeu? Cea pe care o relatăm de obicei? Cea care ne captivează atenția? Uneori chiar mai mult decât o predică. Atunci când spui o experiență a unui om, vii încărcat și spui, oare e acesta, de ce Dumnezeu i s-a descoperit? Ce fel este omul acesta? Oare cum îi treci într-o altă categorie pe oamenii care încep să-ți povestească ce au trăit sau ce trăiesc ei cu Dumnezeu și găsesc în fiecare zi motive și ocazii în care să experimenteze această relație și pot să se relateze cu exactitate și frumos și să recunoști puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în ceea ce spun. Așadar, cum vedeți lucrurile? E subiectiv, se întâmplă foarte rar, ar trebui să ni se întâmple zilnic. Oamenii care au astfel de experiențe sunt puși așa mai deoparte, sunt mai deosebiți, iar ceilalți nu. Faceți puțină lumină în acest subiect. Da. Subiect despre subiectivismul. Fără discuție că există o doză de subiectivism în orice lucru. Deci n-ar putea nimeni care a fost cu mine să povestească experiența mea, la care a fost martor, așa cum o povestesc eu. Pentru că eu o povestesc și împreună și cu ceea ce am simțit în sufletul meu sau ce am văzut în acele lucruri, aceleași lucruri, în care un altul sau mulți alții văd diverse aspecte. Dar întotdeauna când ascult o anumită experiență și încep cu propria mea viață, caut să văd ce a făcut din mine lucrul acela, ca să-mi dau seama de natura acestei numite experiență cu Dumnezeu. Recent am întâlnit un om bolnav de o boală înfiorătoare, care nu se tratează de niciun fel, pentru că a avut o experiență. O doamnă, adică de la biserică vreau să spun, i-a spus că va fi vindecat de această boală când va reuși performanța anumitor numere. Adică familia, membrii familiei lui sau când va atinge anumite cote, anumite cifre, deodată va fi vindecat. Cifre care se reflecte ce? Numărul membrilor familiei. Deci câți copii va avea? Da. Deci dar știa numărul acesta? Nu. Nu. Numărul e ținut secret de clarvăzătoarea care i-a spus acest lucru. Și în momentul în care l-ați întâlnit, câți copii avea? Un număr destul de mare. Un număr destul de mare. Deci ajunsese foarte mare, dar se lucrează intens acolo. M-am uitat ce a făcut din omul acesta această experiență ca să știu dacă a venit de la Dumnezeu sau nu. Este astăzi de 10 de ori mai bolnav decât a fost atunci. Între timp, boala a avansat înfiorător.
Pe mine mă interesează nu atât ce îmi spune un om sau ce i s-a întâmplat unui om, ci ce a făcut din el treaba aceasta. Mm. Și atunci trag o concluzie cu privire la natura lucrurilor. Personal, am vorbit neglijent de foarte multe ori. Și am vorbit cu entuziasm și am povestit cu... În timp ce în audiență se afla un om care nu a fost salvat în același fel ca mine. Sau în același fel în care au fost salvați copiii mei. Și mi-am dat seama că bucuria mea și extazul meu povestind aceste lucruri au rănit acest suflet care a rămas cu o întrebare vis-a-vis de Dumnezeu. Doamne, cu ai mei cum rămâne? La mine nu s-a putut? Când am constatat lucrul acesta, am mutat centrul rugăciunii sau prezentării mele pe punctul acesta al unei rugăciuni în care de asemenea am dat lui Dumnezeu un exemplu și am spus, te rog și pentru persoana din fața mea să faci, Doamne, ce ai făcut pentru mine. Poate să fie turnat atâta egoism într-o treabă ca asta, de nu-ți dai seama, povestind în dreapta și în stânga ce s-a întâmplat. De fapt, ce este o experiență cu Dumnezeu? La ce ne referim atunci când folosim această sintagmă? Cred că o experiență cu Dumnezeu este un moment de deschidere a ochilor. Pe aceea se închid. Ne-am înțeles, bănuiesc. Da. Se deschid ochii o clipă, oh, ce experiență am, și pe aceea ochii se închid. În continuare. Și mai deschidem mâine o clipă, oi, ce experiență am, sau poimine, sau în tinerețe, sau așa. Dar experiența cu Dumnezeu este o viață. În Roman, capitolul 1, spune, dacă te uiți cu băgare de seamă la treaba asta, este imposibil să nu vezi și în natură, și în viața proprie, și în Scriptură, să nu vezi urma pașilor lui Dumnezeu. Dar noi avem, cum era socrul meu, pe moarte eram, și deschidea ochii câteva clipe pe zi. Am rămas cu imaginea aceea, era uscat total. Ne dusese aproape la morga, știi, acolo. Și deschidea ochii câteva momente pe zi și am zis, Doamne, cred că așa suntem noi față de Tine. Noi deschidem ochii câteodată doar. Și nu vedem potop de alte lucruri care se întâmplă în viața noastră. Deci ca să poți avea experiență cu Dumnezeu, primul criteriu este să deschizi ochii și să vezi. Da. Și mai ales să dorești acest lucru pentru că nu poți. Și lucrul ăsta se aplică și la studiul Bibliei și la viața de zi cu zi, de familie, de biserică, de asta. Deschidem ochii, Doamne, ca să văd lucrurile minunate ale legii Tale. Vorbești de legea lui Dumnezeu, umbli cu ala sub soară, predai la studenți și așa mai departe, dar ochii nu ți-au fost niciodată deschiși ca să vezi lucrurile minunate de acolo. Dacă îți deschide Dumnezeu ochii, atunci poți să vezi și El va deschide ochii celui care dorește să-i fie ochii deschiși. El citește acest lucru fără greșeală. În predicile dumneavoastră folosiți foarte mult astfel de experiențe, ale altora sau personale. Dacă ar fi acum să așezăm așa cutia cu experiențe, la care v-ați opri prima dată? Știu că vă cer un efort, dar vă invit ca pe parcursul emisiunii să picurăm așa anumite experiențe pe care le-ați trăit, ce ați învățat din ele, ce v-au transmis și cum l-ați perceput pe Dumnezeu. M-am plâns unuia dintre conducătorii de aici din țară că uneori am fost bătut, alteori mi s-au băgat bețe în roate, alte dăți am fost literalmente persecutat, discriminat și așa mai departe. Și m-am plâns și eu. Și dânsul cu un zâmbet larg așa zice, dacă povesteai mai puține experiențe, o duceai mai bine, să știi. Pentru că ești vulnerabil. Atunci când începi să povestești din propriile tale experiențe, devii vulnerabil. Oamenii cunosc. Și bănuiesc că nu ați spus doar cele pozitive, ci și cele care au început negativ și cum și-au schimbat ele cursul ca să ajungă pozitive. Ori asta implică oarecare deschidere. A fost o vreme când am fost foarte selectiv la acest capitol, pentru că mă închinam la imaginea bisericii. Eram un închinător la chipul acesta. Wow, ce spuneți! M-am dat, te rog să... Și eram închinător și la imaginea mea proprie. Pentru asta selectam cu grijă ca să spun numai acele lucruri triumfale, pozitive,
Când m-am dus în America, am luat o păreală de n-am văzut, când mi-am dat seama că trăiesc într-o lume care era transparentă. Și am văzut oameni, nu toți oameni, dar am văzut oamenii lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a școlit, vin încoace să vezi cum se povestește viața unui om, uite așa, cum vorbește Dumnezeu în Biblie. Și spune, David a fost un om după inima lui Dumnezeu, afară de întâmplarea aceea cu deci este inclus acolo. Lui Dumnezeu nu i-a fost nici frică, nici rușine. Dar am moștenit acest cult al imaginii și de sine, al imaginii bisericii. Și pe baza asta devenim foarte, foarte selectivi. Dar după ce am învățat cu ajutorul lui Dumnezeu în școala aceasta, mă simt liber și sănătos la acest capitol. Nu mi este niciodată nici frică, nici jenă să spun ceva care poate fi negativ, foarte negativ, dacă se poate spune așa ceva, pentru că este o notă bună acolo, în sensul că uite de unde te-a scos Dumnezeu. Adică Dumnezeu va fi proslăvit fie prin, fie prin, spune Pavel, fie că e una, fie că e alta. Este probabil nepotrivit, nouă, ni se pare nepotrivit, noi am trăit într-o epocă a creșterii nivelului de trai, care creștea în fiecare zi nivelul de trai și realizările toate astea și am văzut cifre din acestea fără acoperire și am văzut numai, deci am crescut într-o vreme când nu am auzit nimic negativ referitor la orânduirea în care am trăit. Nu, totul a fost până ziua în care a căzut, bineînțeles. Și am căzut în păcatul ăsta să transferăm și în credință acest lucru. Pavel nu e jenă să spună ce s-a întâmplat înainte de. Nu se teme. El știe că oamenii vor vedea și vor înțelege de unde l-a scos Dumnezeu. Haideți să alegem o experiență care v-a marcat și pe care atunci când vine vorba de experiențe, e imposibil să nu vă gândiți la ea. Da. Hai să o luăm pe cea mai proaspătă. Cea de ieri, de alaltă. Vin de la Satu Mare. Am avut 4 zile de evanghelism nou. A fost o trezire. Așa au descris-o oamenii de acolo. Ei mi-au spus, deci a fost o înviorare mai degrabă. Asta a fost termenul. Gazda mea mi-a spus acest termen. Aceasta este o înviorare de la fața Domnului, așa au spus ei. Și eram la o masă mare acolo, cu pastorul și soția lui, cu prieteni, cu toată lumea și mi-au zis ce mi-ai zis și tu acum, spune-ne și nouă ceva. Este o problemă de consultare cu Dumnezeu și la capitolul selecție. De ce să spun pe aceasta? Care practic este foarte interesantă, dar este un foc de artificii, buu, ceva, acolo niște stele pe cer și s-a stins. Și să nu o spun pe cealaltă, care pătrunde într-o inimă și un om e cutremurat și spune, pe aceasta e și problema mea. Și atunci îți dai seama, vezi, Dumnezeu, noi de asta ne-am rugat amândoi la început și am rugat pe Dumnezeu, ajută-ne să selectăm ce trebuie din cele ce s-ar putea spune de altfel. Și am spus aici la masă că veneam din, am fost însoțit de o familie de prieteni în alta societate care a mers cu noi într-o excursie și când ne-am întors spre țară, ne-am pomenit la o imensă, imensă coadă de mașini care urma să dureze 3 zile ca să plecăm de acolo. Și acolo credința firavă care se născuse în sufletul soțului doamnei care mergea cu noi, pare că s-a prăbușit plăntuța aceea mică. Nu spunea că nu crede nimic, dar din cauza la lucrurilor care s-au întâmplat acolo în perioada aceasta, l-a prins un pic de fricuță, așa de... A zis să știi că totuși ceva se mișcă aici. Și cumva chiar a mărturisit, domne, omenește, n-are explicație treaba asta. Da? Și ne-am bucurat. Dar când am ajuns acolo și a văzut coada aia de nu știu câți kilometri în 3 zile, se spunea că trecem acolo, s-a uscat credința și a zis, zice, aici nici Dumnezeu nu poate să facă nimic. Adică dacă ar fi, nici Dumnezeu nu poate să-ți ajute. Soția dumnealui s-a tulburat puțin și cum ai uitat tu tot ce s-a întâmplat până acum? Și ce? Și i-am spus, zic, nu... Nu-i normal să atașăm lui Dumnezeu cuvinte care ca nu poate sau nu este. Asta este legat de noi, dar nu de Dumnezeu. Dar ce vrei să spui că o să vină Dumnezeu acum și o să stea în dreapta ta aici la mașină și spune ție, ieși din coloana asta și ia-o pe contrasens și mergi până la frontieră.
Să fim oameni serioși. Zic, dacă trebuie. Dumnezeu poate să facă chiar treaba asta, zic, dacă trebuie. Eu însă nu mă încred într-o anume situație pe care aș dori-o sau aș cere o rugăciune. Eu mă încred în persoana care decide care din situații să se împlinească. Nu mă încred nici în vindecare, eu mă încred în vindecător. Și de el mă ancorez. Și el a luat o sticlă să plece după apă, era o criză cumplită de apă, era o mizerie infernală, era o căldură insuportabilă, era o mașină răsturnată cu roțile în sus care a încercat să iasă cu niște copii să încearcă să meargă și oamenii l-au răsturnat în furia lor teribilă. Și stăteam la o coadă care nu se mișca ore, ore, ore în șir. Nu se mișca nimic. Am luat o pătură să mă odihnesc puțin, condusesem toată noaptea precedentă. Și soția mea a rămas în mașină, citea ceva. Și la geamul mașinii noastre apare un ofițer. Apare un bărbat înalt, un domn major sau locotenent coronel. Și întreabă pe soția, zice... Cine e proprietarul mașinii? Noi suntem, uitați, soțul meu este acolo, poți să-l chem până aici? Soția repede, eu deja căzusem în agonie, de-abia închisesem ochii acolo, lângă mine era un polonez, m-a bătut cu mâna pe spate, vezi că te caut acolo. Am sorit repede, mă duc, am crezut că s-a întâmplat ceva când am văzut ofițerul la mașina noastră și eram în mijlocul pustiului acolo. Bună ziua, salut, salut. S-a uitat la mine și zice, mă duci până la Pitești? Când a spus cuvântul ăsta magic, am spus, zic, vă dați seama că răspunsul e pozitiv. Sus în mașină. Dintre atâtea mașini. Da, au fost nenumărate alte mașini cu același fel de număr care aveam noi, cu Argeș, de la un capăt la altul până la noi. Și a venit kilometri întregi pe lângă coloana aceea și s-a oprit la noi. Și a spus... Îl strig repede pe domnul doctor și pe doamna, veniți înapoi... Au venit și domnul șef al punctului Vamal era dumnealui. S-a așezat în dreapta mea, pe scaun, toți ceilalți erau în spate și mi-a spus, ieși din coloană. Exact. și am spus, zic, uitați, știți că au răsturnat mașina asta, uitați-vă ce este acolo. Dacă eu sunt în mașină aici, te rog să ieși din coloană. Am ieșit din coloană, dacă ieșea lumea în față, dânsul zicea, pârtie, 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 așa le striga la toți și făceau pârtie oamenii săraci. Și ne-am dus până în bară, pe sens invers, pe contrasens vreau să spun, ne-am dus până în bară, când am ajuns la bară, la frontieră, decât a făcut un semn soldatului, a ridicat imediat bariera în sus, am trecut pe sub barieră și am intrat în țară. Doamna din spatele meu nu înceta să-și facă cruce continuu. Și prietenul meu care zisese doar nu o să vie Domnul să stea, Dumnezeu să stea lângă tine în dreapta și să spună ieși afară din coloană și du-te. Avea o față mai lungă decât era natural fața dumnealui, știi, era săracul puțin atât de profund mișcat. De ce nu ai putea numi o asemenea experiență noroc? Noroc sau întâmplare sau ceva? Poate să fie, depinde de ce o conectezi în viață. Dacă tu crezi în noroc, ăsta e noroc. Da, sau șansă, întâmplare, hazard, se poate. Dar depinde cu ce sau cu cine conectezi astfel de lucruri. Personal, refuz să cred că după ce ne-am predat viața Domnului, mai trăim prin întâmplări. Nu cred în întâmplări. Chiar dacă pare o întâmplare și pare un incident și pare hazard sau ce altceva pare... Nu la mult timp se va dovedi că nu e chiar așa. Oare a meritat, pentru că până la urmă este evident că suntem de aceeași parte a baricadei și credem că Dumnezeu a intervenit. Ce l-a determinat pe Dumnezeu să intervine? Doar faptul că acest bărbat și-a exprimat necredința și a spus doar nu o să vină cineva și tu o să ții drept așa. E chiar are simțul umorului Dumnezeu. I-am spus personal, Doamne, tu faci glume uneori, tu zâmbești. Dacă într-o mică paranteză pot să zic, eram atât de prăbușit financiar cu soția mea și ne chinuiam. Eram zdrobiți total și nici de vorbit nu mai puteam să vorbim când primim o invitație de la cineva. V-am rezervat două locuri pe o croazieră și o să mergem împreună și vă rog să veniți. E tot ce îmi lipsea, o croazieră îmi lipsea atunci. Și am zis, Doamne, tu
Tu vrei să-mi spui mie că ție, nu numai că nu-ți pasă, dar tu râzi de treburile astea noastre. Tu râzi. Mi-am adus aminte de un pastor luteran care a fost din Georgia în timpul unei tornade teribile care striga la Dumnezeu să nu-i zboare casa cu biblioteca lui uriașă și s-a refugiat în subsolul casei cu soacra și cu familia și cu cine a mai fost acolo și la un moment dat spunea, zice, tensiunea mea, zice, urcase până sus când auzeam urletul tornadei afară și știam că am văzut atâtea case că n-a rămas decât fundația de la casa aceea. Și eram atât de devastat la gândul că o bibliotecă adunată într-o viață întreagă poate să fie făcută pulbere în câteva clipe. Și tensiunea mea era... Și zice, ce credeți că s-a întâmplat? Câinele care era cu noi acolo în beci s-a tot uitat în jur, a găsit o minge și a adus-o la mine la piciorul meu. Și a zis, hai să ne jucăm. Ca să nu mai fie stresat. L-a simțit că e stresat. L-a simțit teribil. Și așa lucrează Dumnezeu cu noi. L-a simțit pe omul acesta... Că e necredincioș, a intrat în ecuație. Nu numai acolo. David spune, Doamne, dacă ar fi să număr planurile tale care le ai pentru un anume, un singur numită experiență din aceasta a lui cu Dumnezeu, este intersecția a miliarde și miliarde de operațiuni pe care le-a făcut Dumnezeu. Vorbim de un computer care nu știu câte miliarde de operații pe secundă sau din astea de superputeri care sunt. Dar la Dumnezeu, spune David, sunt atâtea operațiuni făcute când e vorba de o mișcare a lui Dumnezeu, mai multe decât nisipul mării. Păi dacă e să număr, acum s-a gândit la noi când a făcut treaba aceasta, s-a gândit la prietenul meu semi-ateu, s-a gândit la soția lui, la soția mea, la toată lumea care mă va asculta vreodată, s-a gândit la ofițerul acesta care, unde crezi tu că își petrecuse el copilăria, acest ofițer? În biserică. La școala de sabat, școala... dacă ai auzit așa ceva. Nimic nu e întâmplător, no. Nimic. Doamna de lângă noi, când am descoperit noi cine și cum și ce este și, apropo, se întâmplase că predicasem chiar în biserica unde tatăl dumnealui era și tot descopeream tot felul. În mijlocul unui deșert ca ăsta să se întâmple așa ceva. Acum... E minunat cum așează Dumnezeu. Am știut că și privesc întotdeauna din perspectiva aceasta a salvării și a intervenției lui Dumnezeu în viața unui om, trimite un simplu mesaj. Uite, sunt interesat de tine că dânsul când a constatat identitatea noastră a fost extrem a picat într-un fel de melancolie, într-un fel de deodată l-au tulburat gândurile lui, cum spune în Biblie, s-a dus cu gândul înapoi și mi-a spus că eu am crescut la școala de sabat. Deci voi sunteți adventiști, da. Ah, a zis el, da. Și de aici a pornit. Ce dar frumos. Spuneam povestea asta, deci alaltăieri, la masă, sâmbătă la prânz. Domnița, soția pastorului, a făcut ochii mari, zice... Se întâmplă cumva să știți numele ofițerului aceluia? Cred că da, îl chema Velicu. Este unchiul meu. Vai! Măi, Doamnă, zic, sunt atâția ani de atunci. Ascultați la mine, e unchiul meu. Ieri când am sosit în București, veneam spre București ieri, sună telefonul meu. Cine crezi că mă sună după 20 de ani? Nu știu. Chiar dânsul. Hey. Deci imediat au comunicat. A fost o atât de emoționantă și lacrimogenă conversația noastră și ne-a mișcat sufletul. Azi dimineață m-a sunat din nou și a spus, zice, nu, ori vii până la Giurgiu, ori vin eu imediat la tine, la București. Și am spus, nu veni, că am să fiu plecat și nici nu pot să vin. E prea dens programul meu ca să pot să fac ceva. Dar zic, hai să prindem momentul ăsta și să vorbim la telefon. Și literalmente ne-am îmbrățișat la telefon. Deci am uimit și am repetat ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Istoria e mult mai complexă, nu ar ocupa prea mult timp. Dar vreau să spun că există deci, o regie. Ofițerul pe care l-ați luat era acest Velicu? Da. Wow. Era chiar dâns. Extraordinar. Chiar dâns în persoană. Da. Și când i-am auzit... viața și energia cu care mi-a vorbit azi dimineață și literalmente slăvea pe Dumnezeu. După atâta timp, deci, și am știut și am văzut deja cu ochii mei că planurile lui Dumnezeu făcute cu atâta credincioșie, cu atâta iubire, spune Iov, planurile lui Dumnezeu pentru mine făcute cu atâta iubire,
De ce vă alege Dumnezeu în astfel de experiențe? V-a spus întrebarea aceasta? Tu de ce m-ai chemat pe mine la emisiunea asta acum? Și ne-ai chemat pe un cântăreț sau pe altcineva. Tocmai ca să am această conversație. Mai ales pentru că ai știut despre mine că am ceva să-ți spun. Așa este. De ce ești tu aici la emisiunea aceasta? Păi, tu, Dumnezeu ți-a pus aici la laringe de când ai fost mică, voce de radio, voce de emisiune, ți-a dat minte să conduci un interviu, te-a pregătit, nici nu ți-a spus pentru ce, dar te-a pregătit pentru asta. La fel este cu aceste experiențe, sau cu aceste lucrări ale lui Dumnezeu. El le încredințează unuia sau altuia, fiecăruia îi se dă descoperirea Duhului, spune acolo, în funcție de relația pe care un om are cu Dumnezeu, de felul cum va înțelege acest lucru. Nu oricine ar fi putut scrie epistola către romani. Nu trebuia un anume om să fie să scrie treaba aceasta. Iisus a avut o școală odată cu 12 băieți care au fost cu el, dar după aceea a avut aceeași școală 3 ani și ceva în Arabia cu un singur student. Îți dai seama că înveți carte când ești un singur student în clasă. Și așa a scris el neprihănirea prin credința în Hristos. De câte ori citesc, mă podidez lacrimile și nu știu cum să fac. Azi noapte, la ora 1, eram într-o familie aici, în București, și s-a sfârșit cu lacrimi. Zice, ia uite, chiar m-am spovedit acolo și am mărturisit, zic, am fost atât de zdrobit de oboseală și mai ales soția mea avea ochii roșii ca sângele și zic, nu mai trebuia o vizită pe care să o fac de la 11 noaptea până la 1 noaptea, după ce am călătorit 16 ore și nu mai mergea lucrul ăsta. Și zic, am venit puțin cârtind aici la voi, dar vreau să vă spun că ar fi fost o pierdere irecuperabilă dacă nu eram aici. Parcă este o continuă clasă în care se predau lucruri fascinante și uiți să mănânci, uiți să mai pleci acasă, uiți să mai... Fiecare zi, uite așa ceva. Așa simțiți. Da. Așa da, simțiți. Da, da. Păi hai să mai dăm o filă, să mai căutăm o experiență, da. Pentru că, așa cum spuneam, astăzi dedicăm emisiunea experiențelor cu Dumnezeu. Pe de o parte să înțelegem acest subiect, dar pe de altă parte, sigur, să ilustrăm ce înseamnă experiența cu Dumnezeu și cu cine am fi putut face lucrul acesta decât cu dumneavoastră. În dreptul meu. Deci, da, sigur. În pătrățica mea cu... Eu prețuiesc foarte mult, sau mai degrabă zis, mi-a descoperit Dumnezeu în lucrarea Lui importanța confirmării divine. Confirmare însemnând pentru mine faptul că noi conlucrăm cu Dumnezeu, suntem împreună lucrători cu Dumnezeu și El este Cel care se uită la oamenii din sală, din fața mea și confirmă și le spune, este așa. Și când dacă noi mergem undeva la o televiziune din aceasta mai mare din București, care pe mine nu mă cunoaște, dar te cunoaște pe tine, și mergem acolo la ușă, când să intrăm, normal că se uită la mine, băi, ăsta n-a fost, cine e individul ăsta? Și cunoscându-te pe tine, se uită la tine și tu te uiți la el și spui, e ok, e în ordine. Pe baza încrederii care o are în tine, merge. Confirmarea lui Dumnezeu cuprinde acele lucrări prin care Dumnezeu le spune oamenilor, de la mine vine lucrul acesta. Asta a cerut Ilie pe munte acolo. A spus, Doamne, te rog, trimite foc jos aici, ca să înțeleagă oamenii ăștia că n-am venit din capul meu aici, ci tu m-ai trimis. Atât a cerut. Nu altceva nimic. Confirmă că nu am venit aici de capul meu, ci tu m-ai trimis. Pe acest fundal... Ați cerut și dumneavoastră. Continui să cer. Continuați. Continui să cer. Uit câteodată și stă așa de amărât când uit. Uit să... Dumnezeu lucrează oricum, vreau să spun, dar îmi lasă un gust amar și parcă mă simt un pic, n-aș vrea să folosesc un cuvânt al doctorului Dicu, adică ce eu sunt nesimțit, să spunea dânsul la un moment dat, mă simt un pic luat prin surprindere că ar fi fost cazul ca să intervin și să cer de la Domnul lucrul acesta. Eram în județul Teleorman, în fața unei sări arhi pline la o casă de cultură. Rar am văzut în viața mea o aglomerație a oamenilor care stăteau în picioare, nu spun de cei care au stat pe locuri. Și continuam să insist în fața lui Dumnezeu, Doamne, confirmă predicarea, te rog. Noi spunem cuvinte, dar dacă nu le confirmă Dumnezeu,
O simplă hârtie pe care ai scris tu nu are ștampilă, nu are semnătură, nu are valoare. Dar când a primit o ștampilă și o semnătură, e document deja. Și urmăream momentul lui Dumnezeu. Nu se întâmplă oricând, nu se întâmplă oricum, trebuie să fie un anume lucru. Și urmăream în tensiune seară de seară de seară, Doamne, când e clipa când vei păși în acest peisaj, în acest loc? Ca să spui acestor oameni că m-am rugat la ție când am venit aici și am crezut din toată inima că mă trimis tu, n-aș fi venit altfel. A apărut clipa. Domnul administrator de la IAS se ridică și spune, Doamne, uite care-i treaba. Avem o problemă gravă, n-a plouat de 8 luni aici la noi în comună. Și ăștia a spus că o să fie 45 de zile de acum încolo, tot uscat, tot secetă, Doamne. S-a uscat pământul, am semănat de două ori, Doamne, am tăiat vitele, nu mai avem ce să mai facem, Doamne. Ne mutăm de aici, plecăm de aici, Doamne. Poți mea ta să faci o slujbă, să te rogi pentru treaba asta, dar ne spui cât ne costă, că am mai venit unul de la București, un preot, ne-a luat toți banii după cap, nu ne-a spus la început, după aia când ne-a cerut banii, uite ce ni s-a întâmplat. Dar ne spui prețul acum. Și am spus, zic, sigur, nu începem fără să vă spun prețul, dar am zis, Doamne, acum e clipa ta. Zic, prețul este din Biblie. E stabilit de însuși Dumnezeu. Așa că, fără plată ați primit, fără plată să dați. Sunteți mulțumiți cu prețul ăsta? Domne, adică noi vrem să dăm, nu suntem zgârciți, să dăm, Doamne, să nu fie nici chiar așa, nu știu ce. Dar zic, am înțeles, da? Bun, fără plată. Zic, deci nu are sens să discutăm de așa ceva. Atunci m-am adresat oamenilor de acolo și am vorbit, m-am mărturisit lui Dumnezeu împreună cu ei. În cimitiri se găsesc anumite morminte în care sunt oameni care au fost tăiați cu cuțitul, crime. Comuna se numea Texas, se ziceau pe vremuri. Și nici azi nu se știe cine a făcut acele lucruri. Și mă gândeam, zic, poate este pe aici acum, am spus, zic, poate ești chiar aici. Și ești bine unde ești, aici trebuie să fii. Am mărturisit păcatele noastre ale tuturor, am mărturisit, uite, cu aceeași gură, ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea ploaie și înjurăm de Dumnezeu cu aceeași gură. Și zic, nu este... Nu merge. Nu e firesc așa ceva, nu? E filmat. E filmat lucrul ăsta. Și dacă ai fi văzut filmul, era o mare de capete plecate în jos, de oameni cu capul plecat în jos. Și atunci am invitat toată lumea, zic, vă rog să vă ridicați acum și să cerem de la Dumnezeu să dea ploaie peste locul acesta. Și am spus, Doamne, noi nu cerem pentru vrednicia noastră, nu există nimic în noi care să creeze vreo obligație din partea ta, dar pentru numele tău și pentru dragostea Domnului nostru Iisus Hristos și pentru dragostea care ai tu pentru acești oameni și pentru noi toți și așa. Și am insistat și... După care am spus, acum, după ce am încheiat rugăciunea, zic, toată lumea merge acasă. Acolo s-a oprit slujba. Am fost împreună cu pastorul Ciobanu, plecați în genunchi amândoi pe scenă și ne-am rugat într-un fel unic. Am spus o frază, după aceea dânsa a spus o frază, dânsa a spus iară, după aceea eu am vorbit. Fiecare dintre noi, aproape natural se împleteau rugăciunile noastre. Era Duhul lui Dumnezeu chiar acolo. Am scurtat programul pe seara aceea, am spus toată lumea merge acasă. Și de afară, când am ieșit, oamenii se uitau în sus, senin sticlă. Sticlă, mii de stele. La televiziune s-a anunțase că o să fie 45 de zile de secetă în continuare, în sezonul uscat și am plecat spre casă și rar în viața mea, călcam în gropi așa continuu, mă împiedicam, nu mai știam de mine, am ajuns la gazdă. Haideți să mâncați, Doamne, nu pot să înghit. Dacă aș vrea să mănânc, nu pot să înghit. Zic, continuam să mă rog și am zis, Doamne, onorează numele Tău, Doamne, și ajută pe oamenii aceștia să înțeleagă cât de mare e dragostea lui Dumnezeu. Și, în fine, stăteam de vorbă cu, dar ce vorbă? Mai mult tăcuți toți eram. Vine o doamnă de afară, o femeie vecină, eram la o intersecție unde am stat eu la gazda mea, vine femeia aceasta de afară, bate un vânt afară, da, mai stăm puțin, s-a întunecat tot afară și a început să plouă, și a plouat câteva zile bune, până s-a săturat pământul,
învățătoarele de la școală și profesoarele care inițial au reținut pe copii și au speriat să nu vină la evanghelizare, acum le-a spus, duceți-vă și spuneți omul lui să se roage să stea ploaia, că acum o să ne inunde aici, o să fie inundație. În ziua aceea am venit la București, în timpul zilei, a doua zi, adică, și mă întorceam seara înapoi, la Peret, în Tellerman, și pe drum am depășit într-o pantă, era linie continuă, depășit acolo, poliția era pe acolo și ea, și m-a tras deoparte, domnule, să suspendă carnetul pentru treaba aceasta. Și am zis, domnule, e corect, adică nu am ce să spun, dar zic, dacă mi-ai dat o amendă și mi-ai lăsat carnetul, mai face un bine mare, pentru că, zic, va fi greu pentru mine să mă descurc fără care 3 luni să-mi suspende carnetul pentru treaba aceasta. Nu, domne, legea e lege, ce noi ne târguim aici ca în piață și nu. Vă rog. Ploua, turna pe noi, turna. El desface geanta lui acolo și umbla după ceva acte să-mi scrie mie o dovadă, zicea el, pentru nu știu câte zile să mai conduc până ajung acasă, 24 de ore sau ceva. Și zice, de unde te duceai de fugeai așa? Zic, chiar vă rog să vă grăbiți un pic, dacă se poate, zic. Uite, sunt într-o evanghelizare aici, în comuna Peretu, și mă grăbesc să ajung, trebuie să încep programul. Când am spus vorba asta, i-au căzut mâinile în servietă, Ulița a rămas așa. Știu cine ești, domne. Deci eu am fost acolo aseară când te-ai rugat pentru ploaie. Doamne, ia-ți, domne, astea înapoi, mi-a dat carnetul. Roagă-te, domne, și pentru mine, te rog eu frumos, roagă-te și pentru mine. Și am spus cu toată dragostea, domne, soția mea, domne, e din Peretul, știi așa, domne. Și am fost aseară, am auzit, n-am putut să intru înăuntru, dar am auzit la difuzoare afară, domne, toată treaba asta care a fost acolo. Și zic, cu toată dragostea, promit că mă voi ruga pentru casa dumneavoastră și pentru dumneavoastră, dar vă rog să veniți și până acolo mâine seara, am un dar să vă dau. Și am dat o Biblie frumoasă și o carte Hristos Luminar Mie sau ceva ce am avut acolo cu lucrul acesta. Și vreau să spun că pe trenuri, în magazine, în autobuze, oriunde în lume, cine a știut de treaba aceasta, ăsta era subiectul. De discuție, din om. Domnul poate să răspundă la o asemenea rugăciune. Ce simțiți după astfel de experiențe? Ce simte omul? Un fel de epuizare. Uneori simțeam și simt că nu, aș vrea numai să stau așa, fără să zic nimic, dar să stau acolo și îmi vine să plâng sau mă gândesc, Doamne, mi se pare prea, viața, mi se pare viața foarte, a noastră cumva, sau a mea personală, nu știu să zic, mi se pare prea plină de nerecunoștință, mi se pare într-un fel care mă face să tac din gură, literalmente. După aceea înțeleg mai mult, simplu că așa în desfășurarea timpului când mai auzi, oh, știi ce s-a mai întâmplat, să vezi, atunci încep să vezi puțin distribuirea elementelor din treaba aceasta, încep să întrevezi planul lui Dumnezeu, așa, prin ceață puțin, dar vezi, zici, uite de ce și uite cum și a fost un botez destul de mare, 143 sau 47 de persoane. După momentul acesta. Da, au fost câteva mii de persoane care au venit de față acolo la râu. Ar fi putut să fie cu mult mai mare botezul acesta, cel puțin dublu. Ar fi putut să fie. S-au făcut câteva greșeli. Lucrarea a fost încredințată. A fost lucrarea de după această evanghelizare a fost condusă într-un fel care a redus la jumătate numărul celor care inițial au dorit să facă acest lucru. Dar nu acesta e fructul acestei lucrări lui Dumnezeu. Eu am mers pe multe meridiane ale lumii și am împărtășit cu oamenii lucrurile acestea, folosind textul din Evrei. Hristos Iisus este același ieri, azi și în veci. Zic, uitați argumentul. Același care a trimis ploaie lui Ilie, a trimis ploaie la telormăneni. Același domn a dat ploaie la telormăneni. Oamenii aceia au văzut exact ce a văzut acolo. Bine, acum, desigur, e după și e ușor să... Dar nu v-a fost teamă să faceți o asemenea rugăciune? Da, dacă nu o să se întâmple. Cine sunt eu să cer lucrul acesta? Nu v-a fost teamă? În momente din astea, nu m-am gândit la teamă vreodată. Nu m-am gândit. Și mai este ceva. Omul ăsta, nu m-am dus eu pe scenă, fraților, vreau să vă spun, să vezi, mă rog, în seara sau să plouă, sau să facă, nu m-am dus să fac așa ceva acolo.
Chiar așteptați momentul? Așteptam momentul potrivit. Au mai fost și alte întrebări și alte cereri de rugăciuni și am văzut lucruri impresionante pentru mulți oameni, dar la un moment dat Domnul îți câștigă sufletul, îți așează o pace în suflet, o confirmare cumva, te face să te miști din credință. Niciodată nu îți descoperă drumul până la capăt, dar îți spune, îndrăznește, mergi în întuneric practic acolo. Dar a fost o vreme când mă ancoram de rezultatul rugăciunii. Mă ancoram și atunci tremuram, o fi sau nu o fi, sau ce s-a întâmplat. Mi-am dat seama că nu zic, ancorez în nisip, nu e bine. Nu ține ancora asta. Și atunci am ancorat de stâncă. Și Doamne, asta este expresia pe care am menționat-o înaintea ta într-o misiune precedentă. Când am fost la ambasadă, am spus, Doamne, nu vreau să rămân în România și nici nu vreau să plec în America, ci te vreau pe tine. Cu tine stau de vorbă. Și am spus, Doamne, la ambasada americană, când am aplicat pentru acte, Doamne, nu vorbesc cu consulul, ci vorbesc cu tine. Decizia este a ta. Eu te rog din toată inima să-mi cercetez sufletul dacă sunt într-adevăr liber înaintea ta. Și am fost liber și pregătit să fiu fericit oricare ar fi răspunsul care mi s-ar da. Eram pregătit și pentru una și pentru alta. Aș fi sărit în sus pe trepte de bucurie. Nu vroiam să plec din țară cum nu se dă ursul scos din bârlog și țăranul de la munte strămutat la câmpie. Nu vroiam să fac lucrul acesta cu niciun chip. Nu am căutat să fac așa ceva. Mă puteam umbla oriunde în lume. Nu-mi trebuia lucrul acesta. Pe de altă parte, viața ar fi fost extrem de seacă și de searbădă dacă aș fi impus lui Dumnezeu și El te ascultă la un moment dat. Te ascultă. Dacă i-aș fi impus acest lucru sau acel lucru. Nu. N-am avut la temelia mișcării acesteia nici amărăciune împotriva cuiva, nici vreun plan spectaculos să cuceresc planeta Pământ sau nimic, nici dispreț față de țara mea și nu, nimic. Ce a fost în sufletul meu a fost o simplă ședere senină înaintea lui Dumnezeu. Am o expresie a mea proprie. Când vin la rugăciune, ajută-mă să stau înaintea ta, Doamne, cum stă frunza în plop când nu bate vântul. Când nu bate vântul, frunza în plop stă nemișcată. Te miri că e așa de sensibilă frunza asta. Ea se mișcă tot timpul. Rar ai să vezi în plop o frunză care nu se... Dar sunt momente. Și așa mă rog, Doamne, ajută-mi să nu mi se miște sufletul într-o parte sau în alta, să stau ațintit la tine. Cu tine vreau să vorb. Oricare e hotărârea ta, este fantastic. Mai vreau experiență. Știți că acei copii care se așează și spun, ce frumos! Da. Aș vrea să spun că Dumnezeu se folosește uneori de incidente, de... aparente întâmplări, cum ai zis. Eram într-o zi aici, la Grivița, și așteptam la ocazie spre Târgoviște. Dar în fiecare dimineață mă trezesc așa ca și cum aș fi la școală, să vedem ce mai învățăm astăzi, ca și cum aș fi la lucru, să vedem ce mai lucrăm astăzi. Și soția mereu îmi zâmbește când vede că una sau alta că se întâmplă, ea știe care a fost rugăciunea și gata, noi ne înțelegem din privire, avem așa codurile noastre. Și eram în una din zilele acelea când stăteam pe marginea trotuarului și așteptam o mașină spre Târgoviște, cum stăteau oamenii în piață fără lucru, știi? Și, Doamne, ce facem astăzi? Cu ce ne ocupăm astăzi? Nu e nevoie în fiecare zi să fie ceva spectaculos. Poate o zi va fi doar o zi de comuniune cu Dumnezeu. E cea mai înaltă experiență care poate fi. Simți prezența lui Dumnezeu. N-aș schimba-o nici pe focul lui Ilie, care a căzut. Nu. O zi în care, literalmente, sau o oră, sau un moment anumit în care pur și simplu soarele neprihănirii îți încălzește sufletul. Este ceva rar și te lasă sănătos și te lasă fericit și te lasă împlinit cu mare încredere, chiar în mijlocul unor probleme. Atunci eram pe trotuar. Nici o mașină nu oprea. Și au trecut multe care, după experiența mea de ia-mă nene, ar fi trebuit să oprească. Dar nici nu se uită la mine. Bun, dar se blochează traficul puțin mai încolo și mai vin mașini și se lungește coloana în dreptul meu.
tocmai în dreptul meu, este o salvare. Oprește salvarea aceasta. Eu nu-mi dau seama și nici nu mă întreb, mă, de ce a oprit omul ăsta? Că nici măcar nu i-am făcut cu mâna. Da, a oprit în dreptul meu. Și am zis că este vreun șofer care este expert în iamă, nene, și știe și comunică fără cuvinte cu oamenii. Și imediat prind ușa din lateralul salvării, erau acele microbuze așa, deschid ușa și intru peste niște bolnavi care erau acolo în salvare. Erau două doamne bolnavă, una într-o parte, una într-o parte, și era pe o targă un tânăr cu oxigen, cu traheotomie, cu așa, acolo, și intru peste ei acolo. Și trag ușa după mine. Și mă așez pe roată acolo, era un locșor acolo, mă așez acolo, dar șoferul din cabina din față trage geamul din spate și zice: ce te urci, domne, aici? Ce cauți, domne, acolo peste oamenii ăștia? Oh, zic, domne, scuzați-mă, am crezut că ați oprit pentru mine. Nu, domne, eu n-am putut să depășesc, că de-aia am oprit, domne. Nu mi-a oprit să mă dor. Nu, mai te-ai urcat, stai acolo acum, gata. Ce frumos. Îl văd pe omul, pe băiatul de pe targă, un tânăr de 24 de ani. Sigur nu era întâmplător. Nu. N-a fost o greșeală. N-a fost, pentru că am văzut rezultatele. Și Domnul spune, după roade o să cunoașteți dacă e o întâmplare sau dacă este o lucrare a lui Dumnezeu anume. Tânărul de pe targă, 24 de ani aveam, Gheorghiță Băcioiu, îl chema din Bezdea, Dâmbovița. Era tăiat aici la gât și cancerul cuprinsese în jurul rănii, supura continuu. Niște dureri inimaginabile în care trăia copilul acesta, își acoperea gâtul ca să poată să-mi spună ceva în șoaptă. Patul acela era atât de prost conceput, încât i se rupea rana de zguduierile acelea, de, știi cum erau piatra cubică aici pe chitila? Da. Pe chitila acolo era. Și îl zguduia și îl durea și nu mai putea. Și, plus mirosea infernal, a moarte, pur și simplu. Și m-am dat jos, m-am așezat pe podeaua salvării și i-am băgat mâna sub cap așa și am spus, stai aici. Că... Și l-am ținut și stătea săracul și mă zguduia pe mine și l-am ținut așa. Și... cum te cheamă? Și a pus mâna în gât. Cum te cheamă? I-am spus, mă cheamă Nicu. Pe tine cum te cheamă? Gheorghiță Băcioiu, mi-a spus el. Bun. Am vorbit cu el despre Domnul pe drum. Mi-a spus că era din 7 frați, a căror mama a murit, tatăl s-a căsătorit a doua, a treia zi și i-a lăsat 7 copii mici în casă, sub grija lui, care era, atunci avea 14-15 ani el. Și mi-a spus condițiile groaznice în care s-a luptat zi și noapte să-i țină în viață pe copiii aceștia. Taică s-o dădea odată când și când. S-a dus și a lucrat la mozaicuri, toată ziua și noaptea le spăla rufele cu mâinile și le făcea mâncare. Un băiețel, un tinerel, 17-18 ani. Acum avea 24 de ani. După aceea au fost luați la diverse case de copii, frații lui, au fost împrăștiați, dar el între timp, tot lucrând în praful acesta la mozaicuri, a făcut un cancer în gât, la laringe. Doctorul i-a propus să-i extirpeze laringele, bineînțeles urma să piardă capacitatea de a vorbi, dar el a refuzat lucrul acesta. Și așa se face că a degenerat în ceea ce s-a întâmplat acum. A trebuit să-i facă o traheotomie pentru că tumora i-a acoperit căile respiratorii. Și așa, asta era istoria lui. L-am dus la spital, l-am coborât din salvare, l-am dus încet de braț, l-am urcat pe scări, se odihnea la orice pas, nu putea. Și când am ajuns la camera lui, eu fusese redus la București pentru ceva analize sau să-i vadă un doctor de nu știu unde. Cele două doamne care au fost cu el au fost văzute de un doctor aici, dar dânsul când băiatul acesta a fost întrebat de o doamnă, tu ai ceva la tine? Și el a zis, n-am nimic la mine. I-a trântit ușa noastră, nici nu l-au dat jos din salvare. L-au adus de la Târgoviște prin toți bolovanii până aici, dar nu l-au dat jos din salvare de moment ce nu a avut bani. Și atunci l-au ținut acolo până a venit celelalte doamne. Când am ajuns cu el la spital, el a vrut să meargă în salonul unde era, dar pe hol erau sacoșele lui cu asta, zice, ești externat, pleacă de aici. L-au scos din spital. Și atunci l-am dus în casă la o sora mea, Mariana, am pus un plastic pe pat, el pierdea sânge continuu, am pus un plastic acolo și toată noaptea am îngrijit de el și am căutat să-l ajut. A doua zi l-am luat, am plecat cu el la Bezdea, la casa lui,
era ruinat totul acolo. În loc de poartă era o mărăcine mare, l-a tras el deoparte și vrea să-mi dea ceva, un dar. Și i-am spus, nu îmi trebuie nimic, eu mai câștigam bani, eram bun zugrav și mai aveam bani la mine și nu îmi trebuie nimic. Să-ți dau niște pere, erau niște pere uscate, distruse într-un păr și vrea să-mi dea câteva pere în acelea și zic, nu, nu trebuie, nici să nu te gândești la asta, nu. Am intrat în casă, era casă cu pământ pe jos, plină cu pete de sânge, peste tot. Suferințele lui, nopți fără număr, singur, părăsit în casa aceea. În sfârșit, aș vrea să nu intru în prea multe detalii, vreau să spun că s-a apropiat de sfârșitul vieții lui, după ce a primit botezul creștin, într-un spital și nu putea să moară. Am venit din întâmplare, chiar în ora aceea, din partea de vest a României, de la Timișoara, și mă întâlnesc cu un prieten și a spus, hai repede la noi acasă, mănânci ceva și du-te repede la spital, Gheorghiță, nu poate muri, întreabă de tine din oră în oră. Și n-am mâncat, bineînțeles, că numai mi-a trebuit, am fugit la spital și așa l-am găsit acolo. I-am pus mâna pe cap și m-am rugat pentru el și pe când vorbeam cu el, am gălbenit complet și am murit. A fost o mormântare extraordinar de frumoasă, comuna Bezdea este o comună mare și deși au spus, zice, mormântarea acestui băiat a fost mai frumoasă decât a domnului Ropotan, care a fost învățătorul satului și mormântarea băiatului acestuia. A venit cor, fete și băieți de vârsta lui și au cântat frumos de tot și s-a predicat Evanghelia acolo și atâta lume s-a strâns în coloana aceea. Ajunsesem de mult la cimitir și coloana continua să intre acolo. L-am așezat liniștit la odihnă în locul lui acolo și m-am întors cu mintea înapoi la salvarea aia care s-a oprit în fața mea că nu putea să depășească. Eu nu știu dacă chiar n-a putut să depășească sau i s-a părut omului, ceva s-a întâmplat. Trebuia și să-l cunoașteți, da, să-l aduceți în fața lui Dumnezeu ca să-și poată preda viața pentru totdeauna și să prindă mântuirea. Pentru că până la urmă te întreb, nu știa nimic. Cum este cântarea aceea când țigănușul Murean a sfințit, zice, nimeni aceasta nu mi-a spus vreodată. Și așa era băiatul ăsta. Nimeni. Ce era? Am găsit superna lui acolo la spital, o mulțime de bilete. Vă rog să-mi aduceți plăcintă cu dovleac. Vă rog să rugați-vă pentru mine la biserică, vă rog să faceți, să vă rugați pentru frații mei și surorile. E tot felul de bilețele care erau acolo lângă sistemul. Ca să consider lucrul acesta o întâmplare, mă feresc. Categoric. Nu. Știți, vrem și noi. Da. Vrem și noi astfel de experiență, ar putea spune telespectatorii și noi toți. Vrem și noi. Da. Sunt provocate să le cauți. Parcă, așa cum le-ați povestit, ele v-au căutat pe dumneavoastră. Dumnezeu v-a căutat, da, ca dumneavoastră să ajungeți în astfel de situații, pentru că toate cele trei pe care ni le-ați expus, asta arată. Și atunci, cum să ai și tu astfel de experiențe? Să n-ai una la 5 ani, la 10 ani sau 3 pe viață, știți, ca să poți să le redai și să rămâi paralizat când cineva te întreabă, spune-mi ultima ta experiență. Păi, nu știu. Nu știu. Și o spui cu sinceritate, nu ai nicio... Ți se pare normal uneori. Nu. Normalitatea este, așa cum spuneați, fiecare zi să-ți aducă prezența lui Dumnezeu. Și simpla comuniune să constituie una din cele mai frumoase experiențe pe care le poți avea. Dar totuși, ca să te simți și să fii un alt pe care să o folosească Dumnezeu pentru astfel de oameni, cum ne-ați vorbit despre băiatul acesta sau despre bărbatul care așa, într-o doare spune, e, doar nu o să mergem noi să tăiem toată și să ajungem la vamă, unde e treaba asta, sau cu ploaia, asta nu sunt experiențe așa, știți, că să ni se pară. Nu, astea sunt exprimarea voiei lui Dumnezeu, pe de-o parte, pentru a vedea, să le povestiți la toți și toți să ne spunem, dar ce fel o fi omul ăsta de a putut? Cum să trăiești? Cum să gândim? Cum să avem și noi? Uite, în seara asta, mâine să avem și noi o experiență de genul acesta. E posibil sau nu? Eu cred că acum când noi vorbim, undeva în rândul telespectatorilor noștri este cineva cu o batistă în mână și cred că
îl descoperă și îl redescoperă pe Dumnezeu cum nu l-a cunoscut până acum. În acest domeniu totul începe într-un loc nepublic. Undeva. În camera ta. În camera ta încep toate aceste lucruri. Și din camera ta, în inima ta încep acestea. Ele cred că izvorăsc din natura relației pe care tu o ai cu Domnul. Cine este Domnul pentru tine? Predica de duminică seara pe care am ținut-o la Satul Mare a fost despre a doua venire și oamenii se așteptau să demonstrez, să spun ceva sau să spun de situația din lume, uite, asta este, vine Domnul. Împărtășesc o poziție diferită. Eu nu cred că nenorocirile acestea vorbesc de venirea Domnului, pentru că Biblia spune clar, veți auzi de războaie, de nenorocire, sfârșitul nu va fi atunci. Nu, dar noi am trecut peste acestea, uite, astea sunt semnele sfârșitului. Și Biblia spune, nu va fi atunci, dar noi am trecut peste asta. Și, în schimb, spune, Evanghelia aceasta va fi propovăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Da. Și am mers pe scenă și am spus, nu vom vorbi în această seară despre semnele venirii Domnului, ci despre lucrul cel mai important. Lucrul cel mai important nu este că Domnul vine. Nu este cel mai important când vine. Cel mai important lucru în cadrul celei de-a doua venire a lui Iisus este cine este El pentru mine, pe cine aștept eu. Că nu e același lucru dacă aștept jandarmeria sau dacă aștept pe mama sau pe fica sau soția. Sau... S-a mutat reflectorul de la evenimentul cosmic și planetar și așa mai departe, la relația dintre cine este cel ce vine pentru tine, pentru tine. Fiindcă pentru unul, spune Biblia, unul va fugi la munți și va striga cădeți peste noi și unul, la același eveniment, unul va spune, ah, în sfârșit, Doamne, acesta e Dumnezeul nostru. Și vreau să spun că viața aceasta și umblarea noastră cu Dumnezeu aici începe. Aici. Aici începe. Nu am nevoie de nicio experiență spectaculoasă pe pământul acesta. Ele vin în mod natural. Mă aștept chiar la orice din partea lui Dumnezeu. Mi s-au întâmplat lucruri care nu o să avem timp să intrăm în aceste detalii. Haide să vă spun, da. Minutele chiar s-au încheiat. S-au încheiat. Dar asta nu înseamnă că nu pot să vă spun câtă plăcere mi-a făcut ca astăzi să fiți invitatul nostru și să vă invit și cu altă ocazie. Promiteți-ne că atunci când mai treceți prin România, treceți și pe aici, pe la Speranța TV, emisiunea Jurnal de Credință. Vă doresc să duceți mesajul lui Dumnezeu în întreaga lume, acolo unde oamenii vă cheamă și Dumnezeu vă conduce. Vă mulțumim mult! Și eu mulțumesc lui Dumnezeu și vouă! Dragii mei, așadar, experiența cu Dumnezeu începe în cămăruța noastră. Ne așezăm pe genunchi și ne predăm viața în mâna Lui. Iar El va alege când, cum și în ce fel să ni se descopere. Dar un lucru este cert, se poate. Și tu poți avea o experiență în fiecare zi, începând chiar de acum. Așa a spus invitatul nostru, chiar de acum. Sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare vă doresc să aveți experiență cu Dumnezeu.